ar fi funcționari integre, funcționari imparțiali, funcționari profesioniști bine pregătiți și profesionali responsabili, specialiști responsabili în ceea ce fac. Vă mulțumesc încă o dată tuturor și urez nouă să avem două zile cât se poate de pline în munca care o avem de făcut. Thank you. Thank you very much, Dr. Khan, and I wait and thank all speakers of this open session. I think that these introductory remarks have, on one hand, highlighted the very important and political steps forward that have been taken in order to improve and make more efficient the electoral process that happened and occurred at the 3rd of November. Care a putea fi atins în viziunea noastră, în primul rând, prin amendarea legislației în vigoare, ca codul audiovizual în ceea ce privește mărimea și tipul sancțiunilor, precum și modalitatea aplicării acestora, în special în perioada campaniei electorale. Intrarea în vigoare a deciziilor de sancționare ale CCA, precum și reglementarea mai strictă a modului de reflectare în știri a concurenților electorale, astfel încât să se facă diferență clară între informația de interes public privind evenimentele electorale și agitația electorală sau favorizarea unui concurent electoral, sunt alte deziderate care ar trebui luate în considerație și ar fi atinse până la următoarele alegeri locale. De asemenea, o altă problemă este accesul persoanelor cu dizabilități la emisiunile sau informative și la emisiuni, în special la emisiunile de dezbatere în perioada campaniei electorale. Dacă noi avem unele prevederi clare în codul audiovizual și avem și o decizie normativă prin care radiodifuzorii sunt obligați să difuzeze cel puțin un buletin de știri în orele de maximă audiență, care să fie interpretat în limbajul mimico-gestual sau să fie titrat sincron, atunci alte tipuri de programe pentru perioada campaniei electorale, precum sunt dezbaterile electorale, nu sunt incluse în articolul 13 al codului audiovizual, ca și emisiuni de importanță majoră, și aceste persoane fiind prejudiciate de dreptul de a avea acces la aceste informații privind platformele electorale ale concurenților electorale. Aici vom veni cu unele propuneri de amendare de asemenea legislației, astfel încât să asigurăm și accesul persoanelor cu dizabilități la informațiile ce țin de desfășurarea alegerilor, în special la dezbaterilor electorale. S-a vorbit anterior și despre transparența proprietății în mass media. Aici avem deja unele pași, au fost făcut unii pași concreți. În special a fost aprobat în a doua lectură de către Parlamentul, acum recent, de către Parlamentul Republicii Moldova, niște amendamente la codul audiovizual, care vor obliga radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova să facă publice informația privind beneficiarul final al acestor întreprinderi. Aceste modificări vor intra în vigoare începând cu data din 1 iunie la anul de curent, astfel încât fiecare radiodifuzor va face publice aceste informații, inclusiv pe paginile sale electronice, și le va prezenta și Consiliul Coordonator al Audiovizualului, pentru că de asemenea se includem în registrul radiodifuzorilor, care este publicat pe pagina de pe Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru această prezentare. Pe cuvânt se oferă domnul Pavel Postică, director de programe la Asociația Promolex. Aș vrea să atrag atenția că anume Asociația Promolex a devenit cel mai important jucător pe segmentul observării alegerilor din partea asociațiilor neguvernamentale. În cadrul asociației s-au regăsit observatori care au venit și din partea altor instituții a societății civile, dar care sub această umbrelă au garantat prezența observatorilor neguvernamentali și non-partizani în fiecare birou electoral. Și Asociația Promolex a fost acea instituție care
a făcut numărarea în paralel a voturilor, la fel a păsat pe pagina sa web versiunile scanate a tuturor proceselor verbale. Asemenea, lucru făcut și din Comisia Electorală Centrală, ceea ce a oferit posibilitatea întregii societăți să compare procesele verbale, să vadă rezultatele alegerilor într-o comparație făcută de o instituție a statului responsabilă de organizare și sfășurarea alegerilor și de o instituție publică, cerere neguvernamentală, care a efectuat această misiune de observare a alegerilor. Domnul Postică, vă rog. Mulțumesc mult. Prezionă Rada Asistență. În primul rând, dați-mi voie și mie să felicit organizatorii Comisiei Electorale Centrală, Ospitul Consiliului Europei, pentru organizarea acestei conferințe, în care oferim posibilitatea să facem un schimb de opinii din partea celor actori care au fost implicați direct sau indirect în procesul electoral din legile parlamentare 30 noiembrie 2014. Deci avem posibilitatea să supunem și discuțiilor de pe înțeleg eu, sau vom avea posibilitatea să supunem discuțiilor de pe înțeleg eu, principalele constatări, recomandări care au fost formulate de diferiți actori, național și internațional, care au fost prezentări în momentul de față. Totuși, înainte de a începe prezentarea propriu-zis, aș vrea să aduc sincere mulțumiri acelei echipe de observatori care s-au implicat în monitorizarea legilor, după cum a zis domnul președinte, este vorba de peste 2.500 de observatori, care au contribuit prin prezența lor, în special pentru că am pus accent că prezența propriu-zisă a observatorului în centra secției de votare ar trebui să diminueze din intențiile altor actori să comită anumite abateri. Pur și simplu, prezența a contribuit, din punctul nostru de vedere, la prevenirea anumitor încălcări de legislație. Și în anumite situații am pus la dispoziție organelor de drept aceste probe, atunci când, în special în perioada noastră electorală, un partid politic a inițiat mai multe plângeri din adresul organelor de drept cu privire la cercetarea acelor alegații pe care le-am formulat noi în rapoartele de monitorizare și le-am făcut publice pe pagina noastră web. În acest context vreau să aduc o cunoștință opiniei că noi am elaborat și am publicat 4 rapoarte intermediate, adică odată la 3 săptămâni am venit cu rapoarte publice pe care le-am plasat pe pagina noastră web. Am făcut 3 rapoarte intermediare în ziua scurtinului și aici în ziua scurtinului, ținând cont de faptul că este interzisă agitația electorală, noi am evitat să formulăm nume de concurență electorală atunci când am descris situații, într-adevăr pentru a păstra acel echilibru între informarea opiniei publice, dar și evitarea anumitor acuzații de partizanat politic în privința concurențelor electorale. După cum am menționat, noi am mai făcut un raport de totalizare pe evenimentele din ziua scrutinului, deja unde am oferit nume, deci asta am făcut după ziua alegerilor, și am întocmit un raport cu privire la finanțarea campaniei și un raport final. Raportul final este la dispoziția noastră și am adus persoanelor interesate care au mai mare posibilitate și timp să citească varianta printată a raportului decât varianta web. El este la dispoziție aici, la intrare în sala de conferință. Din punctul nostru de vedere, este necesară revizuirea mecanismului de stabilire a plafonului mijloacelor financiare pentru finanțarea campaniei electorale, în vederea uniformizării acestea. La fel, noi credem că Comisia Electorală Centrală trebuie să facă o analiză foarte detaliată și asupra acelor deficiențe depistate la funcționarii registrului citat al electorilor, să atragă atenție deosebită la conexiunii de internet, acele probleme tehnice, de ce nu calificarea operatorilor și să fie aptă să prevină astfel de situații care să pună în pericol implementarea acestui registru. Noi credem că trebuie să fie, sau registrul care este
implementate pe Ministerul Electoral Central, trebuie să dispună și de un soft care să permită verificarea datelor în procesele verbale potrivit formulilor de verificare stabilite de către Comisia Electorală Centrală, în vizirea excluderii acuzațiilor de denaturare rezultatelor ulterior. Din punctul nostru de vedere, este necesară eficientizarea mecanismului de control al finanțării campaniilor electorale și instituirea unui mecanism unic și uniform de verificare și, de ce nu, de estimare a cheltuielilor nedeclarate. Din punctul nostru de vedere, trebuie să fie efectuată o cercetare minuțioasă a raportelor financiare depuse de concurenții electorale și calcularea exactă a sumelor calificate ca nedeclarate de către concurenții electorale și sau neincluse în raportele financiare. Și pe această cale vreau să sugerez și concurenților electorali să facă uz de acele posibilități care sunt oferite la momentul de față prin acel mecanism de raportare financiară care a fost instituit de către Comisia Electorală Centrală și care, într-adevăr, permite verificarea acestor cheltuieli. Destul de exact. Noi credem că trebuie să fie efectuată și o cercetare minuțioasă a tuturor cheltuielilor suportate de către Comisia Electorală peste hotarele țării și sesizarea pe aceste cazuri a organelor de drept competente conform codului electoral. Pentru că noi am văzut și am întâlnit situații în care concurenții electorali s-au antrenat în activități peste hotarele țării, fără a reflecta rapoartele financiare, cheltuieli de transport, avion, cazare, acele concerte peste hotarele țării, care au fost făcute în diferite țări. Dar asta, într-un fel sau altul, nouă ne sugerează că, oricum, cineva a plătit și nu se știe de unde s-a plătit pentru aceste trebuie să fie o inițiere a discuțiilor privind necesitatea plafonării donațiilor în fondul electoral, inclusiv posibilitatea plafonării vărsărilor din contul partidului în fondul electoral, la limita surselor financiare existente de facto în contul partidului în început de campanie electorală. Pentru că noi am observat un aspect undeva nu foarte clar, pentru că diferiți concurenți electorali au raportat sume destul de mari în calitate de cotizații, alți concurenți electorali au raportat vărsări foarte mari din bugetul partidului în fondul electoral, fără ca să știm, de fapt, care au fost posibilitățile și când au fost acumulate aceste surse financiare în fondul partidului. Da? De asta ar fi bine ca partidul, atunci când se antrenează campania electorală, să zică, uite, noi pe contul electoral avem 100 de mii lei, da? Deci astea ar fi limita pe care poate să o verse direct în fondul electoral. Restul trebuie să acumuleze direct în fondul electoral din partea potențialilor donatori. Cel puțin asta este viziunea noastră. Noi credem că trebuie să fie asigurat, am zis, pentru că din punctul nostru de vedere, în cazul în care se merge pe ideea vărsării banilor în fondul partidului, după care în fondul electoral, de fapt se maschează cine este donatorul de fapt a campaniei electorale. Trebuie să fie efectuată o tratare echitabilă și uniformă cazurilor în care se confirmă alegațiile de utilizare mijloacelor financiare nedeclarate care depășesc acel plafon de 5%. Sau, de ce nu, care au, după cum am zis, origine externă. Pentru a evita suspiciunile de parțialitate politică și tratarea unui formă tuturor concurenților electorale. Am atras o atenție, noi insistăm pe ideea că trebuie să fie constituite acele Consilii Electorale de circumscripție din DIR și regiunea transnistreană pentru a facilita accesul la vot a legătorilor din această regiune. Și, evident, să fie desfășurate și activități de informare și educație electorală pentru a informa corect alegătorii din regiunea transnistreană, a naționalului, concetățenii noștri din această regiune cu privire la proceduri de vot și posibilitățile de implicare în viața politică din partea de a fără.
Noi credem că trebuie să fie identificate și asigurate funcționarea birourilor electorale de secție majoritare, conform programului de lucru stabilit, pentru că noi am făcut anumite teste, în rezultatul cărora s-a constatat că la numerele de telefon care sunt indicate pentru fiecare birou electoral, în timpul orelor de lucru, cu regret, în mare parte, nu răspund la acel număr de telefon. Da? Și dacă nu am reușit noi să găsim acel birou electoral, să discutăm cu membrii biroului electoral, deci cu o probabilitate destul de mare și cetățenii din localitățile respective, probabil nu au putut să acceadă la acest birou. Noi credem că Parlamentul Republicii Moldova trebuie să facă o interpretare legală a noțiunilor și a termenilor în codul electoral cu privire la anunțarea datei legilor, startul campaniei electorale și startul agitației electorale. Pentru că noi am avut acea situație în care data legilor a fost stabilită în luna mai, după care hotărârea de Parlament a intrat în vigoare în luna septembrie, în perioada din luna mai până în luna septembrie, potențial concurenți electorali au făcut publicitate politică fără a reflecta aceste cheltuieli în anumite rapoarte financiare și asta i-a pus într-un avantaj față de alți concurenți electorali sau potențiali concurenți electorali care au respectat norma legală și au început activitatea în termenul stabilit de legislație de codul electoral. Noi credem că Parlamentul trebuie să intervină cu modificări în codul electoral pentru a determina o formulă uniformă și constantă de stabilire a plafonului mijloacelor financiare ce pot fi dat în fondul electoral al concurentului. Precum și instituirea unui răspundere juridice graduare pentru încălcări cu conotații financiare. Noi considerăm că Guvernul și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene trebuie să fie exclus din procesul de luare decizii cu privire la stabilirea locației secțiilor de votare peste hotarele țării și doar păstrarea obligației acestora de a asigura procedurile electorale în locațiile decizii exclusiv de Comisia Electorală Centrală. Comisia Electorală Centrală să fie, de fapt, acel organ care să stabilească unde acolo este necesar de organizat o secție de votare pentru a exclude acele acuzații pe care le-am avut noi cu deschiderea secțiilor de votare, spre exemplu, Federația Rusă, Italia și țările Uniunii Europene. Noi credem că trebuie să fie revizuit mecanismul de înregistrare a candidaților independenți cu vederea facilitării accesului acestora în cursul electoral și oferirea șanselor echitabile în raport cu concurenții electorale, partidele politice. Noi avem situația în care concurenții electorali, candidații independenți, inițial trebuie să acumuleze, să strângă liste de subscripții, după care să verifice semnăturile. Deci acest lucru le diminuează din posibilitate, din acel timp pe care l-ar avea pentru desfășurarea propriu-zisă a campaniei electorale. Mă pare rău că rețin atât de mult atenția voastră, doar încă câteva lucruri la care am vrut să atrage atenția. Noi am sugerat și concurenților electorali, în special, să atragă atenție deosebită la activitatea liderilor locali și să aplice sancțiuni disciplinare pe interior, în cazul în care membrii și simpatizanții care au avut situații de evitare a raportării resurselor financiare utilizate de concurent sau alte abateri electorale. Deci să nu admitem să venim noi din exterior și să zicem uite, sancționați sau să ajungem la litigii. Este mult mai bine când concurenții singuri sau partidurile pe interior încearcă să-și facă reguli și aduc la cunoștință opiniei publice acest lucru. Pentru că orice implicare din exterior poate trezi acuzații de partizanat politic. Noi sugerăm organelor de drept să cerceteze în conformitate cu prevederile legislației contravenționale sau procesual penal cazurile pe care le-am menționat noi în rapoartele noastre, cazurile care au fost aduse la atenție opiniei publice de către resursele mass media de ziare, în special acele care constituie anumite grupuri electorale.
Și, de ce nu, în final, pornind de la faptul că ne apropiem de acel termen legal care zice că 60 de zile în ziua legilor trebuie să fie anunțată data alegerilor locale generale și pentru a evita acele speculații care deja au loc în societate cu privire la anunțarea datei legilor locale generale, sugerăm Parlamentului să fie mai activ, să urmează acel exemplu bun pe care l-a avut în cazul legilor parlamentare din 2014 și cu mai mult timp posibil înainte de ziua alegerilor să anunțe pentru data alegerilor locale generale. Cam astea au fost concluziile, recomandările Corpului de Interzare cu Comunicație. Îmi pare rău că am uzurpat un pic microfonul și am reținut atenția dumneavoastră. Din agenda pe care am primit-o, spune așa, întrebări și răspunsuri. Așa. Și trecem peste acest subiect? Rog, dacă aveți o întrebare, puteți o acordați. Thank you very much. So my name is Daniela Bodruc. I'm deputy president of the political party People's Anti-Mafia Movement, who is a pro-European party, one of the candidates in the campaign, parliamentary campaign. First of all, thank you, dear guests, for your presentations and for observing the democratic process from the Republic of Moldova. Frankly speaking, I would have expected more concern on behalf of you. I understand that this is a form of diplomatic speech and so on, but the reality is totally different from what I've heard from our Moldavian authorities today. And frankly speaking, it was very hard for me to listen to our Moldavian authorities' cynical and superficial speeches. And I would like to tell you that, taking into consideration that the World Economic Forum presented a report on the world competitiveness for the 2014 year, and the Republic of Moldova is the poorest country in Europe and the most corrupted country in the world. So, my question is, how could two parties, as Mr. Postica said in his report, were risked to be withdrawn from the campaign because of their illegalities? This is a democratic party and liberal democratic party who declared themselves pro-European parties. How could they spend 35 million lei and 36, almost 37 million lei in the campaign, and both of them did not declare in their financial reports Democratic Party almost 10 million lei and Liberal Democratic Party almost 3 million lei? And can we consider that democracy and the rule of law is inspired by black market money? Because, as you well know, on the last day before the campaign, on the 27th of November, the National Bank transferred 10 million lei to the Economic Bank from the Republic of Moldova, money that disappeared from our country. So, we complained to the committee of electoral committee about the fact that the Democratic Party organized a very rich concert on Friday before the elections, but our requirement was deliberately postponed and not examined. So, my question is, if can we indeed consider these elections democratic
in the poorest country of Europe, where 1 minute of publicity cost between 4,000 and 5,000 euros per a minute. Thank you very much. Anyone who'd like. Somebody want to say something? Eu aș vrea, în primul rând, să încep să spun eu că am fost nominalizat direct în această întrebare. Rolul nostru ca societate civilă a fost să scoatem în evidență în multe lacune sau cei ce vedem doar. În al doilea rol a fost să venim cu acele estimări paralele care nu putem pretinde că sunt adevărate, deci cheltuielile enunțate de către noi, ca fiind neraportate, pot fi și mai mici, dar pot fi și mai mari decât estimările pe care le-am făcut în raportul nostru. Dacă într-adevăr să ne referim la acel concert publicitar transmis în direct despre anumite posturi de televiziune, atunci, într-adevăr, noi am făcut și, în general, metodologia noastră de estimare a cheltuielilor a fost de fapt că s-a bazat pe un principiu minimul rezonabil stabilit versus acel maxim care poate fi admis. Deci noi am încercat să facem calculele într-adevăr la limita minimă. Și dacă vorbim de acel concert, noi am pus prețul de publicitate într-adevăr, în conformitate cu normele, un minut la acele 5.000 de euro care este stabilit. În continuare am calculat un tarif minim de 400 sau 500 de euro pe minut de publicitate care este oferit pentru publicitatea socială, spre exemplu. Da? Deci, pentru că nu avem o metodologie foarte clară și asta am vrut să scoatem în evidență. Nu există o metodologie foarte clară de estimare a cheltuielilor neadevărate de către concurența electorală. Nu vreau să zic că asta e bine sau rău. Rolul nostru a fost să scoatem în evidență acest lucru, să trezim anumite discuții și de ce nu să întreprindem măsuri, poate și în continuare, în cadrul grupurilor de lucru, să venim poate cu anumite propuneri în adresa deputaților, pentru ca să instituie acel mecanism de verificare suplimentară a cheltuielilor suportate de concurență electorală și nedeclarate în partea financiară.